Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Bine ați venit tuturor! Astăzi vom face două biscuiți și voi folosi această cremă, deci 1-1-1, cu unt, cu smântână și cu ciocolată și să vă arăt cum se lucrează cu această cremă și din această cremă, dacă vă rămâne de la un tort, cum puteți face biscuiți. Și eu voi pune și un ou. Voi adăuga și stafide, ciocolată, nucă și puțină sare, ingrediente simple, amoniac am să pun, rom. Începem cu rețeta noastră de biscuiți. Mai întâi să vă arăt de la ce pornim. Și eu astăzi, la rețeta mea de biscuiți, voi porni de la această cremă care este făcută cu frișcă lichidă, cu ciocolată albă și cu unt, deci cantități egale. Și aici am 50 de unt, 50 de frișcă lichidă și 50 de ciocolată albă. Vreți să faceți cantități mai mari? Faceți puneți mai mult, dublați sau triplați cantitățile. Vedeți? Aceasta este crema de unt și să vă arăt cum se lucrează. Ia uitați! Vedeți? Ia uitați ce frumos se lucrează. Așa. Și o să o luăm, o punem într-un vas și adăugăm restul ingredientelor. Să vă arăt cât de bine se lucrează. Ia uitați! Sau folosiți, este foarte bună pentru îmbrăcat torturi, pentru decorat. Așa. Uite, să facem și așa. Să mai strângem puțin. Vedeți ce bine se lucrează? Așa. Uitați. Acum, noi o să o punem într-un vas și o să adăugăm restul ingredientelor. Și dacă vă rămâne această cremă, dacă nu aveți, o să puneți pe foc 50 de smântână, adăugați când a inițiat, a început să fiarbă, deci până la punctul de fierbere, dați deoparte și adăugați ciocolata, 50 de ciocolată albă, lăsați să se topească. Lăsați să se răcească, untul tot la fel 50 de grame la temperatura camerei și batem untul și apoi adăugăm frișca noastră cu ciocolată răcită. Vedeți ce minunăție de cremă! Oricine poate să o facă pentru decorat și pentru îmbrăcat torturi. Deci când se dă la frigider se întărește și tortul rămâne frumos decorat. Așa. Și acum, eu voi lua această cremă și o voi pune într-un vas. Deci am să o scot așa pe toată, de aici. Eu mai am o rețetă, tot la fel, cu doar din cremă, doar din unt cu zahăr. Și tot așa am făcut fursecuri. Așa, și ia să scoatem și să punem aici crema noastră pe toată. Să o scoatem. Deci nimic nu se aruncă. Nu aruncăm nimic. Deci ne-a rămas cremă, nu o aruncăm. O refolosim. Așa, dăm deoparte. Și acum, luăm crema noastră. Ia uitați ce minunății. Vedeți? Ce frumos se lucrează. Așa, și am să iau și am să pun aici crema noastră. Și acum adăugăm celelalte ingrediente. Așa, mi-am adus, având în vedere că punem puțin amoniac, să punem și puțină, cam o linguriță de zeamă de lămâie.
Și coajă. Eu am coajă pusă cu zahăr. Și să punem și coajă de lămâie. Și acum, vom avea nevoie de crema noastră de unt, deci 50, 50, 50, 50 de unt, 50 de smântână și 50 de ciocolată albă. Un ou. Și vom pune 50 de ciocolată în interior, 50 de nuci, 50 de stafide, vom pune un praf de sare, circa 7 grame de amoniac, bicarbonat de amoniu, esență de rom sau rom, dacă lichior sau coniac, ce aveți voi, puteți pune în aceste fursecuri, coajă de la lămâie și cam o linguriță de zeamă de lămâie și făină cât este necesar. Așa. Eu am să deschid și cuptorul ca să dăm și cât cuptorul la cuptor este, sunt biscuiții, noi o să facem și uleiul de avocado. Așa. Deci dăm la 180 și acum dăm deoparte și vom adăuga un praf de sare. Așa. Vom pune și ouul. Am să dau mai aproape să se vadă și ouul. Așa. Amestecăm puțin. Bine ați venit în bucătărie la Camelia. Și toate rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți și rețete pentru săpunuri, și rețete pentru creme, pentru cum preparăm uleiurile medicinale, cum preparăm tratamente pentru păr, creme pentru față. Așa. Am amestecat așa bine. Ia să vedem o linguriță. Am să iau puțină coajă de lămâie, deci aceasta mi-a mai rămas. Deci din lămâile rase, deci biologice, sau le spălați cu bicarbonat. Bine, bine, le frecați bine, bine, bine și le spălați și apoi radeți și puneți cu zahăr și se menține la frigider luni de zile. Când aveți coajă de lămâie. Așa. Și dăm deoparte. Și amestecăm. Așa, adăugăm și romul nostru. Aici am așa cum într-un păhăruț de rachiu. Vedeți cam jumătate. Și punem. Acum fiecare pune după gust. Eu nu mai adaug zahăr, dar să gustați aluatul. Dacă credeți că ciocolata nu este așa dulce pentru biscuiți, mai adăugați 50 de grame, 30-40 de grame de zahăr. Eu nu mai pun. Eu am să pun tot, așa. Am să pun și amoniacul. Și am să adaug puțină zeamă de lămâie. Și am să storc așa puțin pe deasupra aici. Așa, cam o linguriță. Ca să stingem amoniacul, bicarbonatul nostru de amoniu. Așa, și amestecăm. Acum, începem să adăugăm făina noastră. Deci făină cât este necesar, să avem un aluat potrivit de tare. Și să punem așa în sita noastră. Eu folosesc, cum am mai spus, făina de la Frumenta. Am văzut că se găsește și în România. Deci aceasta este. O folosesc și la cozonac. Să știți că este foarte, foarte bună. Așa. Adăugăm mai întâi puțină făină. Dăm deoparte, așa. Și cum am spus, astăzi vom face și uleiul de avocado. O să scoatem uleiul. Deci nu este necesar să avem foarte mult avocado. Cât ne trebuie să facem o cremă, o mască, un tratament pentru păr. Așa. Vedeți? Acum
Voi adăuga și 50 de stafide. Așa. Voi tăia și ciocolata și nucile, le vom am să le pisez așa cu sucitorul. Le pisăm și apoi le punem în aluatul nostru. Așa, mai mari, mai mici, cum vă place. Așa. Aici avem compoziția noastră. Luăm nucile și le adăugăm aici în compoziție. Și cum am mai spus, gustați aluatul. Eu am pus doar 50 de grame de ciocolată în compoziție, deci în loc de zahăr. Și nu mai adaug zahăr. Așa, tăiem și ciocolata. O tăiem așa bucățele. Și o adăugăm în compoziția noastră. Așa. Și o adăugăm așa aici în compoziție, uitați. Să vedeți ce biscuiți delicioși facem noi astăzi. Așa. Și amestecăm. Și apoi mai adăugăm făină. Vedeți compoziția cum este? Așa. Amestecăm așa bine. Am să cer puțină făină aici pe masa de lucru și o să continuăm să frământăm aici aluatul nostru, să-l facem pe masa de lucru. Și cum am spus, făina o adăugăm treptat. Așa. Punem aluatul nostru aici. În loc de zahăr, tot puteți adăuga, dacă vă place și vreți mai dulce, puțin zahăr brun. Dă un gust foarte bun la prăjituri. Așa. Și dăm deoparte. Și acum adăugăm restul de făină, așa încet, și frământăm. Așa. Vedeți că aluatul este foarte mare, adăugăm până obținem un aluat potrivit de tare. Și apoi punem totul în tavă și dăm la cuptor, la 180 de grade. Circa 15 minute. Așa. Făină, cred că o să mai intre. Și am să mai cern puțină. Și dacă mai este necesar, mai adăugăm. Așa. Și frământăm, să incorporăm bine făină. Așa. Aluatul este aproape gata, cred că este de ajunsă toată această făină. Punem amoniac în acest biscuit, ca să se mențin crocanți mai mult timp.
și friabili. Vedeți, aluatul este gata. Ia uitați aluatul cum este, vedeți? Incorporăm bine toată făina și dăm formă la biscuiți. Facem simpli, rotunzi, așa. Deci biscuiți cu stafii de ciocolată și nuci. Am să și gust să văd cum este. Este bun. Așa. Și am să dau de pancte de aici. Îmi aduc o tavă. Și acum o să facem așa. Și o să tăiem, îi facem rotunzi și facem simpli. Așa facem biscuiți simpli și punem așa într-o tavă tapetată cu hârtie. Le puteți da orice formă doriți, dar eu am să-i fac așa. Așa. Imediat facem și uleiul de avocado. Așa. Biscuiți simpli, buni. Simpli, sunt cu ciocolată, cu stafide și nuci. Simpli în modul de dire, de a spune. Că sunt simpli, că se fac repede, vedeți ce repede se fac? Așa. Și îi dăm la cuptor. Faceți mai mici, mai mari. Cum vă place. Și tăiem așa. Sunt plini cu stafide, cu nuci. Am început cu cei mai mici și văd că termin cu cei mai mari.
Eu am deschis deja cuptorul. Și așezăm așa aici. Așa. Vreau să vă arăt și cum se face uleiul de avocado. Este foarte simplu de scos uleiul din avocado. Așa. Vedeți? Hai că luăm și răsucim și punem așa aici. Când să-i fac, să adaug, mi-a mai rămas 4 bucățele, am să dau galuatul peste tot, ia uitați, vedeți? Pun așa aici. La cele care sunt mai micuțe, am să mai adaug aici. Și am terminat și acum îi dau la cuptor la 180 de grade. Eu am pus și sus și jos. Deci am cuptor electric și așa. Și lăsăm 15 minute și controlăm. Ia uitați cum arată. Ia uitați, vedeți? Biscuiții, să încerc să și rup, să văd dacă reușesc, că sunt fierbinți. Uitați cum arată în interior. Un deliciu, iese fumul. Și aceștia sunt biscuiții. Eu vă pup, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem. Ne vedem și în altă zi cu alte rețete. Să-mi lăsați mesaj în comentarii ce rețete ați dori să facem în direct. Așa, vă pup și vă mulțumesc din suflet. La revedere, o zi frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici! Așa este.